Doi bărbați au fost prinși de oamenii legii în timp ce transportau țigări de contrabandă. Polițiștii de la Butoiești și Breznița Motru au depistat în trafic doi bărbați de 34, respectiv 40 de ani, în timp ce transportau cu un autoturism 10.000 de țigarete fără timbru. Polițiștii din cadrul postului de poliție Butoiești și Breznița Motru au depistat în trafic doi bărbați cu vârsta cuprinsă între 34 și 40 de ani, ambii din aceeași localitate, în timp ce transportau cu un autoturism cantitatea de 10.000 țigarete netimbrate. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, întreaga cantitate de țigarete fiind ridicată în vederea continuării cercetărilor. Pentru cei doi s-au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. În primele 6 luni, polițiștii din Mehedinți au confiscat peste 1 milion de țigări în valoare de 588.000 de lei.